ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația la această activitate. Vă mulțumesc cu multă căldură, cel puțin la fel de multă ca cea de afară, pe care a trebuit să o suportați ca să ajungeți până aici. Vă mulțumesc mult! Vreau doar să prezint pe cei care sunt în fața dumneavoastră și care, într-un fel sau altul, au susținut activitatea la care sunteți invitați. În primul rând, pe domnul primar, vreau să-l prezint pe domnul primar, Laurențiu Neghină, care, ca de obicei, mi-a oferit ajutorul necondiționat, a arătat, ca de obicei, o mare deschidere pentru activitățile culturale pe care le-am organizat și căruia îi mulțumesc din suflet că a acceptat să vină să deschidă activitatea. Apoi, doamna Laura Damian, președinta filialei Nevăzătorilor Bacău. Bună ziua! Doamna Andreea Ostache, director la Direcția de Asistență Socială Modești, cu care am o colaborare deosebită și, precum Miercurea din Post, niciodată nu lipsește la activitățile noastre. Apoi, domnul Ionuț Stenie, directorul Bibliotecii Radu Roseti. Și sper să nu scape cineva, invitatul nostru special, domnul Radu Sergiu Ruba. Bună. Și prietenul acestuia, domnul Dorin Țigădaș, cu care a venit, care este publicist, ziarist, deci prietenia lui întâmplătoare, au multe afinități în comun. Am să încep prin a îi ruga pe cei pe care i-am prezentat să vă spună câteva cuvinte. La sfârșit, domnul Radu Sergiu Ruba, invitatul nostru special, va avea cea mai mare pondere în cantitatea de timp acordată acestei activități. Scuze! Doamne! Da, îmi cer mii de scuze. Da, putea să nu uiți pe cineva. Adică eu am spus când am emoții, dar cred că m-am înșelat amabilic. Că am făcut o asemenea gafă. Deci, doamna Emilia Boghiu, profesor de limba română, doctor în literatură, critic literar, care a avut amabilitatea și deschiderea de a face recenzia acestei cărți pe care v-a lansat domnul Radu Sergiu Ruba. Îmi cer scuze, doamne profesoare și dumneavoastră, că am putut să fac o asemenea omisiune. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, este o mare onoare să fiu astăzi aici în prezența atâtor oameni, atât de mulți oameni minunați. Mulțumesc domnului Radu pentru că a făcut posibilă această întâlnire. Spunea doamna despre mine că fac lucruri deosebite, nu fac doar datoria. Nu este o virtute, ci este o obligație să susținem astfel de evenimente. Încă o dată vă mulțumesc și succes în ceea ce faceți, faceți lucruri minunate. Mă bucur că sunteți prezenți în număr atât de mare pe o zi așa călduroasă la filiala Cosânzeana, Ileana Cosânzeana, Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești. Nu pot să zic că îmi pare rău acum că nu vă găzduim acest eveniment la sala mare din centrul orașului, pentru că în această perioadă Biblioteca Radu Roseti se află într-un proiect de reabilitare și modernizare care se va întinde până la finele acestui an. După care, cu emoții și bucurie, vom prelua iar fluierele culturale într-un nou spațiu mai modern și mai dotat. Așa că, domnule Ruba, vă lansez invitația ca și anul viitor să veniți la Onești, unde o să vă găzduim într-o sală mult mai frumoasă și mult mai interesantă. Felicitări pentru volumele dumneavoastră și felicitări doamnei Tălugeanu și colegilor de la Asociația Nevăzătorilor din județul Bacău,
pentru numeroasele proiecte sociale, culturale, educaționale pe care le faceți de atâția ani. Iar Biblioteca Novosel este un partener de nădejde al acestei asociații, este primul proiect pe care îl desfășurăm împreună. Vă felicit și vă mai aștept la bibliotecă. Vreau să vă mulțumesc pentru că aveți încredere în Direcția Generală de Asistență Socială. Suntem alături de dumneavoastră la fiecare activitate. Vă mulțumim pentru că contați pe noi. Și ce pot să spun? Cărțile, știm cu toții că sunt o adevărată comoară, depinde de fiecare din noi cum exploatăm această comoară. Vreau să-l felicit pe domnul Ruba pentru această lansare de carte și aștept cu nerăbdare să parcurg această carte, să văd despre ce este vorba. Vă mulțumesc! Eu trebuie să-i mulțumesc domnului Radu Sergiu Ruba și lui Dumnezeu că l-a născut, l-a lăsat printre noi ca să ne jucăm cu vorbele. Așa cum spunea Tudor Arghezi, cea mai frumoasă jucărie este jucăria de vorbe. Ei, da, domnul Radu Sergiu Ruba s-a născut încă de primele clipe, probabil când a fost proiectat, vorbind. Vorbind întotdeauna atât de profund și atât de frumos, încât este imposibil atunci când auzi Radu Sergiu Ruba să nu ai un actul la care să spui, da, într-adevăr, un om adevărat, un profesor, un poliglot, un domn adevărat pe care te poți baza în orice fel de problemă. Felicitări domnul Radu Sergiu Ruba, felicitări domnului primar și mulțumim din suflet pentru amabilitatea și tuturor celor care ne primiți întotdeauna cu căldură în mijlocul dumneavoastră. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc mult succes tuturor! Declarație de dragoste, nu știu ce să fac în continuare. Ce ajutorul să... Da, Bun. Să trecem deci la treabă. De data asta, cu regret, trebuie să spun că nu eu sunt vinovată pentru prezența dumneavoastră aici. Vinovată între ghilimele, evident. A fost ideea domnului Radu Sergiu Ruba, cu care în mod indirect colaborez din 2015, de când am început eu activitatea la filiala Nevăzătorilor Bacău. În sensul că la un moment dat mi-a venit mie ideea să scriu despre activitățile pe care le desfășurăm la Bacău sau aici. Activitățile filialei Nevăzătorilor Bacău. Bănuiesc că mi-a venit chestia asta ca un fel de compensare pentru faptul că după 12 ani de lucru la catedră într-un liceu din oraș a trebuit să renunț din pricina problemelor de vedere. A fost o perioadă lungă în care n-am făcut nimic, apoi am început să activez la filială, am prins gustul acestor activități și am început să scriu, nu știu cine mi-a dat ideea, am început să scriu despre activități pe care le-am trimis, au fost trimise la revista Litera noastră, girată de domnul, invitatul nostru, Radu Sergiu Ruba. Dumnealui n-a dat niciun fel de feedback, dar la un moment dat, de 2 ani încoace, primesc anual premiul de jurnalist de la ANR București pentru articolele trimise, care se pare că au plăcut. La un moment dat, înainte de Paște, domnul Radu Sergiu Ruba m-a sunat. A fost o surpriză totală, mai scap telefonul din mână, pe bune, vă rog să vă credeți. Și m-a întrebat dacă vreau să dau un interviu la Ochiul Interior, emisiune realizată de dumnealui pe Radio România Actualități, în fiecare vineri, de la 8.30 la 8.50. Evident că am acceptat. A doua zi m-a sunat, mi-a luat interviu și mi-a dedicat întreaga emisiune, ceea ce m-a onorat foarte tare și, scuzați lipsa de modestie, cred că m-a făcut puțin celebră. Acum, despre carte, și cu asta dau cuvântul celor care sunt îndituiți să analizeze subiectul, sunt filolog. Am citit cartea, acum, înainte de activitate, mi-a plăcut extraordinar de mult.
Deci o carte pe care o citești cu plăcere. De ce? De ce mi-a plăcut mie mult? În primul rând, din punct de vedere informațional, o grămadă de elemente, este vorba de o carte autobiografică, se axează în primul rând pe anii de școală, la școala de nevăzători de la Cluj. Și semnătura, titlul, semnătura indiană, care pe mine m-a contrariat și am încercat să-l trag puțin pe domnul Radu Sergiu Ruba ce înseamnă titlul ăsta, a zis că este lăburit de prima. Chiar m-am lăburit, nu vreau să vă spun, poate vă va spune dumnealui. Nu-mi place să povestesc o carte, dar pentru că dacă am de gând să o citesc, dacă mi este povestită, nu mai gust la aceeași intensitate. În orice caz, cartea m-a impresionat. Din punct de vedere informațional, am aflat o grămadă de chestii despre școala de nevăzători, pentru că eu fiind nevăzătoare, până la 36 ani n-am avut nicio problemă. Iar atunci când am intrat în filială în 2015, chiar n-am aflat nimic. Oamenii care învață acolo evită să vorbească despre școală, despre școala de nevăzători, unde dovadă este domnul Radu Sergiu Ruba, se face școală de, sau se făcea, nu știu să zic, dar cred că se face soția dumnealui directoare la București, școală de mare calitate. Apoi, am apreciat, cartea se citește foarte ușor, aproape că am parcurs-o, chiar dacă are 400 și ceva de pagini, am parcurs-o, cred că, 3 zile, fără niciun efort. Și am apreciat în mod deosebit simțul umorului, lucruri crude care se petreceau în vremea aceea, sunt povestite cu de asemenea simț al umorului, cât am râs cu lacrimi la un moment dat. Am constatat că elevii, chiar dacă nu văd, majoritatea nu vedeau deloc sau aveau o vedere foarte slabă, își găseau o modalitate extraordinar de plăcută de a-și petrece timpul liber. Mă rog, asta e prima parte a cărții, partea a doua o să o descoperiți singură, nu mai e vorba despre școală, este vorba despre impactul pe care l-a avut respectivul eveniment asupra vieții dumnealui. Din carte, iarăși, citise despre Vasile Adamescu, poate ați auzit despre el, cu surzenie ce citate, adică orb, surd și bineînțeles că neauzit, nici nu știa să vorbească, a fost debutizat la Cluj și a ajuns la niște performanțe extraordinare. Domnul Radu Sergiu Ruba mi-a spus că dintre persoanele care sunt cunoscute cu astfel de probleme, adică orb, surd și mut, cel mai bun rezultat s-a obținut la domnul Vasile Adamescu, realizare făcută de școala de la Cluj. În sensul că a ajuns profesor la acea școală, deci gândiți-vă, un om care a fost învățat practic să vorbească în șoaptă, să-i se scrie în palmă sau pe spate, mă rog, e crudă situația, e crudă situația lui la prima vedere, dar înzestrat cu asemenea capacități încât s-au realizat niște performanțe fantastice. A ajuns profesor la Cluj, domnul Adamescu, a scris o carte înfruntând viața, ca o paranteză, toți cei care au probleme cu vederea, mai ales cei care nu văd deloc, chiar înfruntă viața. Este o luptă. Este o luptă, mulți dintre ei sunt în tabăra celor care luptătorilor, care stau cu fruntea sus și învinși, dar sunt și foarte mulți care intră în depresie. Mă rog, închide paranteza. Deci domnul Adamescu, profesor la Cluj, a fost, a învățat esperanto și limba franceză, a făcut, mă rog, a fost cunoscut în toată Europa. Și la doamna Dumnezeu, sculptură. O sculptor și pictor, am înțeles. Sculptor. Eu știu că a fost profesor la... Pe lângă. Deci eu nu vorbesc despre sculptură în carte. Lumința se orientează după ceea ce scrie cartea. Am citit și cartea Înfruntând viața, dar nu mi-amintesc faza cu sculptura. Îmi pare rău. A făcut și sculptura. Bun, și comparația fiind făcută cu Helen Keller, americanca, care a ajuns la performanțe similare, dar poate nu atât de valoroase ca celui a domnului Adamescu. Tot din cartea asta am aflat că domnul Radu Sergiu Ruba a fost prieten cu Augustin Zebrean,
care a învățat tot la Cluj, sunteți și acum, o să aflați din carte prin ce peripeții a trecut dumnealui, că la un moment dat fii trimis la școala profesională de făcut cutii și perii, a evadat și după aia a ajuns la performanțele pe care le știți, judecător la CCR, la interdimensionare. Daniel Hosu Longin, care iarăși a ajuns la niște performanțe deosebite, învățând în acea școală, a cunoscut-o pe doamna Ana Hompot, poeta, de care știu nevăzătorii. Mă rog, deci trebuie să citiți cartea. O recomand cu multă căldură, nu numai nevăzătorilor, evident, care au posibilități de a o asculta, ci și persoanelor care văd foarte bine. Și doamna Emilia Boghiu, recenzia dumnei, poate va confirma ceea ce vă spun. Acum, îmi cer scuze pentru omisiunea pe care am făcut-o la începutul speech-ului meu prezentării. Dau cuvântul domnului Țigănaș, care am înțeles. Da. Sunteți acolo? Da. Vă rog, mai există. Există. Așteptați să fiți în prezidiu, nu vă repar. Nu, stai așa. Mulțumesc! Vă mulțumesc eu. Să urmă, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, domnilor. Sunt aici în calitate de prieten al lui Radu Sergiu Ruba și am sarcina să-l prezint ca un om al timpului său, cât mai sec. Ca să știți cine este acest prieten. Înainte de așa, dar vă spun aceste câteva cuvinte, aș vrea să vă spun că mi-amintesc în calitate de secretar general la Opinia Zărințească din Iași, acum 40 de ani, chiar acum 40 de ani, în 1983, împreună cu un oneștean de-al dumneavoastră, care era redactor șef al revistei Opinia Studențească din Iași, de altfel și cel care, ca să vă spun așa, mi-a pus pixul în mână, ca să devin ziarist, e vorba de Ștefan Radu, fost berbece, aici de față, care este și secretar general de redacție la revista Ateneu din o revistă deosebită, puține reviste cultura au mai rămas în viață în România. Și am fost atunci, nu mai știu la care dintre cele două cenacluri, Zburătorul sau Junimea Nouă, la Casa de Cultură de aici, din Oanești. Am venit împreună pentru un eveniment al cenaclului respectiv. E drept, după aceea am mai fost prin acum vreo 30 de ani, când eram secretar general de redacție la revista Express, am făcut o anchetă jurnalistică de care nu vreau să pomenesc, că n-ar da bine orașului Onești pentru persoanele pe care le-am închetat atunci. Și mai mult, plăcere deosebită să vin la Slănic Moldova, vin cel puțin o dată cu an în vizită această frumoasă stațiune. Atâta despre ceea ce sunt eu, nu eu sunt problema. Problema este omul și timpul din fața dumneavoastră. Radu Sergiu Ruba, protagonistul unei experiențe umane inedite, dator fiind în formarea sa spiritului mai multor locuri și mizelor, a diverse angajamente din viața sa. S-a născut la 14 octombrie 1954 în Ardut, județul Satu Mare. Școlarizarea și-a început în localitatea vecină, Rătești, continuând-o până la bacalaureat la Institutul pentru Ori din Cluj, interval în care, la 11 ani, și-a pierdut complet vederea, ce nu fusese niciodată perfectă. A urmat studii de limbi străine, franceză și engleză, la Universitatea din București. Nu a scris pe hârtie.
știe spaniolă, portugheză, italiană, maghiară. Am uitat ceva? Și atât. Franceza și engleza sunt... Alea, franceza și engleza le-am învățat ca să le aflăm. A lucrat ca profesor de franceză în sistemul preuniversitar, ca lector în programul Cambridge Standard English al British Council din capitală, ca inspector la Ministerul Educației, responsabil cu învățământul pentru elevii și studenții cu dizabilitate vizuală. În această calitate a înființat 4 școli de profil, 2 licee și 2 post-licee ale sanitare, care funcționează și astăzi. Mare lucru că funcționează și astăzi. A fost de asemenea consilier al Ministrului Muncii pe problematica dizabilității, contribuind la adoptarea unor măsuri administrative și a unor acte normative de mare importanță pentru aceste persoane. A făcut parte timp de 25 de ani din conducerea Asociației Nevăzătorilor din România, ocupându-se de programele culturale, de presă, de relații internaționale și deținând și funcția de președinte al organizației. Din pozițiile de conducere a acestei organizații naționale, una dintre cele mai vechi, dacă nu fi cea mai veche din țară, a reușit să deschidă cu sprijinul Bibliotecii Metropolitane București o filială acesteia ca unitate de producție de carte audio. Totodată a dotat Organizația Națională a Nevăzătorilor, prin donații din străinătate și prin proiecte europene, cu o tipografie electronică Braille, aptă să producă pentru întreaga țară. A decis digitalizarea tuturor cărților audio din fonoteca asociației. Din sume atrase, a susținut un program de îmbunătățire sau salvare a vederii a zeci de pacienți și tot din fonduri atrase, fără niciun leu de la bugetul de stat, a determinat și demarat construirea, azi încheiată cu succes, a unui centru de reabilitare pentru persoanele care își pierd vederea la maturitate, instituție ce nu exista în România. În cadrul Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a condus Comisia de Cultură și Educație între anii 2011-2015 și iar între acești ani a făcut parte din conducerea organizației. Din 1992 realizează pe postul de Radio România Actualități o emisiune săptămânală. Este de asemenea autor al unor emisiuni difuzate de Antena Bucureștilor, Radio Europa Liberă și Radio Europa FM. A debutat editorial în 1983 la Cartea Românească cu un volum de versuri, urmat până astăzi de alte 6 volume de versuri. Ele au fost completate de 2 antologii de autor cu extrase din volumele apărute anterior. Radu Sergiu Luba a mai publicat 3 volume de eseuri și interviuri. Ca supremă datorie literară față de comunitatea de experiență existențială care le aparține, a alcătuit 2 ediții ale Constelației Homer, antologie a scriitorilor nevăzători din România. În proză, i-au apărut 2 culegeri de povestiri, precum și 4 romane. Demonul Confesiunii, în 2 ediții, O vară ce nu mai apune, în anul 2014, care a obținut premiul Academiei Române, tradus și publicat în engleză, italiană și portugheză, Guantanamo, în 2018, tradus în italiană, și astăzi, în fața dumneavoastră, Semnătura Indiană, publicată în 2021, care a primit premiul revistei Observator Cultural, a ajuns în finala de 3 a premiilor unui scriitorilor. Autorul a avut parte și de alte distinții pentru activitatea sa literară, premiul Ministerului Afacerilor Externe al Franței, la Festivalul Mondial al Novelei, alte premii în Statele Unite, Australia și în țară, poeme, novele și eseuri ale lui Radu Sergiu Luba au fost traduse în mai multe limbi. La rândul său, Luba a tradus din literatura franceză romane, novele și cărți de eseuri. I s-a decernat de către președintele statului Ordinul Meritul Cultural al României în grad de cavaler. Radu Sergiu Luba, vă mulțumesc! Îmi lipsește calul.
O invităm și pe doamna profesor dr. Emilia Pădiu. Bună ziua și mă bucur să vă văd aici într-un număr atât de mare, într-o zi faină și în mijlocul ei. E un prilej deosebit, pentru că avem ocazia să vorbim despre, eu mă refer acum doar la o carte interesantă. După cum vedeți, o carte mare. Ce bine că are două înțelesuri cuvântul acesta. Dar pentru că eu am avut-o doar în format electronic, o să folosesc tot instrumente electronice ca să vă dau câteva referințe mai exacte. Profesoara de mine a avut tendința să încerce a o încadra. E jurnal, e reportaj, e vorba de memorii, e roman. Dar după furtuna postmodernismului, cine își mai bate capul să găsească stricte clasificări. Eu zic așa, e o carte pe care cititorul o asimilează după propria lui persoană, pentru că știți foarte bine, toate cărțile depind de cititor. Și eu aici sunt în calitate de cititoare. Am pornit prin a avea surpriza că pătrund într-o lume pe care n-am avut ocazia să o cunosc vreodată, sau mă rog, foarte puțin. Cu elemente care țin și de copilăria mea, de tinerețea mea, din perioada comunistă, în care noi ne-am format, care școala ne-a format pe noi, într-o anumită măsură, și în același timp, într-o lume a ideilor, a unor idei interesante și frumoase. Că până la urmă, de ce citim? Citim pentru că lectura ne dă șansa de a ne anexa încă o viață. Avem senzația așa că am mai trăit și în felul acesta. Vrei, nu vrei, te proiectezi în lumea virtuală a cărții, devii mai mult sau mai puțin personaj acolo și atunci încerci să ți-o asimilezi în felul acesta și iată, ne îmbogățim. Existența noastră devine extrem de complexă în felul acesta și eu am încercat să mă asimilez această lume a celor care nu văd, într-o societate populată de o grămadă de oameni care văd și mai puțin. Pentru că această carte, aș zice, are niște chei interpretative interesante. Eu am luat-o de la un loc încolo ca roman și consider că autorul m-a încurajat să o judec așa. Dar mă încese în sensul că mi-a plăcut să cred că e o lume ficțională pe care s-o pot asimila. În sensul acela în care am zis, fiindcă ia uite, ziceam, autorul mă încurajează că la un moment dat, discutând, alunecă așa la jucăuși, cum sunt aproape toate frazele, spre o idee că se trezește la realitate, dintr-un leșin, și urmează o propoziție care mie mi se pare o cheie interpretativă, dar ce să fac eu cu realitatea? Păi da, ce să fac eu cu realitatea dacă realitatea nu e neapărat a mea și dacă o lume ficțională poate să-mi dea bucurie și poate să-mi dea și chei de interpretare ale unor gânduri care, dacă nu sunt ale mele, ele pot deveni ale mele. Și mie asta mi-a plăcut. Mie asta mi-a dat bucurie, o grămadă de idei interesante. Și așa cum ziceam, m-am dus spre niște chei interpretative. Și chei interpretative sunt nenumărate. Pe scurt, se povestește viața unui tânăr, cam în jurul vârstei de 17 ani, un tânăr nevăzător, într-o școală, cum zicea Dumnița, la Cluj, o școală specială, care la un moment dat, îndrăgostit de muzică, de literatură, de cultură în general și de libertate, are năstrușnică idee să trimită o scrisoare către Radio Europa Liberă. Unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, pentru cei tineri de aici, asta e istorie, e o istorie a părinților, a bunicilor voștri, deci oameni încă trăitori, îi puteți întreba, ca să ceară și muzică, dar justificând de ce supărat tânărul că
niște emisiuni culturale, niște posibilități de a lua contact cu lumea aceea culturală mai vastă i-au fost tăiate, de ordine date foarte de sus și dacă vă mai aduceți aminte, nu? E vorba, desigur, de Nicolae Ceaușescu și de minunatele, între ghilimele, teze pe care le tot arunca asupra țării, ca să zic așa, nu? În strădania de a forma omul nou. Ca să fiu sinceră, de multe ori după Revoluție încoace, m-am tot gândit că ia uită la ei, că chiar au și reușit. În mare parte, că, din păcate, o grămadă de oameni au rămas așa blocați într-o judecată veche, depășită și incorrectă din punctul meu de vedere, dar na. Prin urmare, am intrat în această lume și am găsit că această cheie interpretativă este că, de fapt, sunt nevăzători de tot felul lumea aceasta. E o secvență în care doi prieteni bănuiesc ce i s-a întâmplat la și desigur, scrisoarea a fost interceptată de securitate și de aici represalii și probleme și tot felul de probleme, un tăvăluc de probleme. Prietenii care vor să afle ce se întâmplă și el încercând să le spună, dar își dau seama că e periculos ce vorbesc și atunci se tot duc prin oraș. Între ei aveau și elevi care vedeau puțin și te mai și orientau mai bine. În fine, și ajung undeva între blocuri, mi se pare o secvență interesantă aceea, ajung între blocuri și ia la rog o femeie, că ce cu voi aici, ce faceți, trezeau suspiciuni. Acolo, și dacă mi-aduc bine aminte, o secvență și într-o cofetărie, tot așa auzindu-i vorbind despre lucruri nepermise la vremea aia, cineva intervine, că ia uite, tineri care manipulează idei periculoase, fac rău societății noastre socialiste și... Și atunci îți dai seama că, uite, o femeie ca aceea e mai oarbă decât orbii. Da? E un alt tip de orbire. Și atunci, de fapt, ce trebuie să înțelegem noi e că a fi într-o astfel de lume nu înseamnă să fii nici pe departe inferior nimănui. Înseamnă doar să fii diferit. Și diferit nu înseamnă automat greșit. Nu e nimic în neordine cu oamenii aceia. Și atunci mi s-a părut corect să parafrazez un pic o idee a lui Gabriel Liceanu. Mi-am zis așa că dacă că răul acela de altfel cu scrisoarea ajunge să devină un bine la un moment dat, că salvarea, că mesajul cărții, asta mi se pare mie a fi, că salvarea e negreșit cu putință atâta vreme cât miracolul inteligenței este încă viu. Pentru că și în povestea cu Adamescu e aceeași idee, nu? Și în povestea pe care o spune cartea, poveste, sigur, pornită din realitate, personajul principal are numele autorului, deci nu e nimic ascuns, ca să zic așa, e o realitate, dar eu mi-am construit realitatea mea din povestea asta. Așa cum am gândit-o eu. Deci, ok, interpretativă. O alta este, mi-a plăcut foarte mult ideea că toți tinerii aceia acolo erau dominați de program. Programul, care apare de mai multe ori. Eram cu toții supuși nu ai dascărilor, ai directorilor, ci în primul rând ai programului. Lui se supuneau și profesori, asupra tuturor plătea suveran cronometrul său. Deșteptarea la 6.30, medițări la 7, la 14, la 19.45, meditația la 16, stingerea la 20.45, nu stingerea de tot. Se suna la 9 fără un sfert, ce începutul programului de seară. Adică programul ăsta nu dormea niciodată. Programul ăsta veghea, punea cenzură, erau gradile nevăzute, dar prezente, da? Care nici nu, când era nevoie să le vezi, ca să știi că sunt acolo, care ordona lumea așa cum vroiau niște conducători, dictatorii. Apoi, serii de restricții care se aruncau asupra celor tineri. Restricții care făceau ca fie ieși înzestrați să nu poată să-și ia zborul. Foarte frumos vorbește de un coleg care avea o voce extraordinară, pe care o aseamănă cu vocea lui Julio Iglesias,
dar că n-a reușit acea voce să cucerească întreaga lume, nu? Că din România comunistă nu se pleca nicăieri. Și nu mă când se pleca nicăieri, dar nu te puteai ridica de la sol și exact asta e ideea conturată aici. Putea să cucerească întreaga lume, nu s-a întâmplat așa vocea aceea, da? Și măcar pentru reținerea ei forțată la sol, a meritat să scriu la Europa Liberă și să îl spurc pe Ceaușescu, fiindcă, iată, scrisoarea a fost mai vinovată pentru că avea lucruri rele spuse despre Ceaușescu. Deci, reținerea ei forțată la sol, acelei voci, de fapt, toți tinerii aceia sufereau de această reținere forțată la sol. Și erou cărții, cu atât mai mult cu cât avusese îndrăzneala să scrie o asemenea epistolă către Radio Europa Liberă și să compare cu Ceaușescu cu Hitler. Wow. Ce îndrăzneală. Apoi, o serie întreagă de prejudecăți care năvălesc asupra lor, mentalități, sigur, ale timpului respectiv, cumva niște diferențe între fete și bărbați, femei și bărbați, nu? Iată o mică propoziție, o frază în care zice că, mă rog, și imaginează ei cum că s-ar fi dus el, ar fi avut o aventură cu o tânără doamnă căsătorită, că i-ar fi prins soțul, e totul imaginar, și că la un moment dat omul, ca tot omul, pe ea a bătut-o, iar pe mine m-a urecheat destul de usturător. În imaginația sa și în povestea către colegi. Dar interesant mi s-a părut mie precizarea aceea, omul, ca tot omul, pe ea a bătut-o. Deci, iată, prejudecări. Adică, ea a dreptul lui să facă asta, nu? Ca tot omul. Prejudecăți. De ce am pornit de aici? Pentru că, de fapt, aceste prejudecăți, de acest mod de a gândi impus, la un moment dat, crea limite în capul oamenilor. Oamenii se formau așa cu aceste limite și ajungi să scapi foarte greu de ele, să te prinzi la un moment dat, că ia uite, parcă nu chiar așa. Parcă aș putea te judeca și din alt punct de vedere. Deci, cumva, e o carte care îți deschide ochii. Pe bune. Adică, asta e. E o carte care mie mi-a deschis ochii asupra unor întâmplări pe care eu le-am trăit, am fost cumva în altă zonă, sigur, sunt întâmplător, deși suntem apropiați de vârstă. Nu m-am ciocnit cu sistemul în felul acesta, ca să îmi pot da seama. Și iată că văd și înțeleg acum cum a fost posibil ca niște oameni să fie mutilați și în mintea lor de regimul acela comunist. Sigur, sunt și fraze mai cu expresii lubrice, ca să folosesc un termen elegant. Trebuie să zic ceva și despre asta, că veți citi o și o veți gândi, că nu v-am avertizat. Poate mai curaj ca să scrii și despre asta, despre pulsiunile sexuale ale tinerilor încarcerați, practic, acolo în internatul acela. Observații care merg așa ca pe sârmă între vulgar și sublim, pentru că, de fapt, ființa umană e între mamiferul din noi și mintea care ne-a făcut rasă superioară, pentru că, la un moment dat, se prefigurează undeva la orizont și dragostea, și dragostea ca sentiment e înspăimântătoare. Ajunge să fie cumva ținută încă la distanță. Ia să văd dacă găsesc un citat foarte frumos. Zice, la un moment dat, tânărul acesta are o iubită imaginară. El ascultă la magnetofon o voce și din vocea aceea își construiește o iubită, Elze. Și la un moment dat, confruntându-se cu o ființă reală, cu Cornelia, care este mai deosebită, mai tratată angelică cumva relația, ajunge să fie speriat de cum ar putea această relație să evolueze. Și la un moment dat pare să aleagă și să spun așa, decât iubirea care să mă ia și să mă întărească în vârtejurile ei, decât îmbrățișările, îl preferam pe Vainateyananda, sper să nu greșesc, ții semnătura indiană, îl preferam pe acesta care să o curteze, ba chiar să o și sărute pe Elze.
Adică încă e prea fraged, încă e prea tânăr ca să aibă forță să se confrunte cu iubirea aceea, a o forță, a un tăvăluc, nu? Ca să, care să-l ia în vârtejurile ei. Deci, cumva, un tânăr care înflorește și încearcă să înțeleagă lumea într-un fel extrem de profund, extrem de deosebit. E foarte interesant. Sigur, sunt foarte multe de spus, eu nu vreau să vă țin mult. V-aș zice doar că, la un moment dat, e încântătoare fraza în sine. Sergiu Radu, Radu Sergiu Ruba scrie foarte bine. Fraze care au asociate cuvinte interesante, ia uite, de pildă, zice că scam cu toți odată, zice duri pofticioase, amenințând să înghită tot aerul din încăpere, ba și pe cel de dincolo de geamuri, după deschiderea ferestrei, când ne tărama nevoie afară din somn și din vis. Trezirea aceea dimineață ne tărama afară din somn și din vis. Și iarăși foarte, foarte frumos, mi s-a părut mie când vorbește de cineva care îl ia la concerte folk, zice, da, da, muzica aceea, jumătate chitară, jumătate om, ajutând ca poezia cântată să ne străbată mai prompt și mai fierbinte decât din pagina scrisă. Doamne, ce frumos spus că folk-ul este o muzică jumătate chitară, jumătate om. Adică știți ca, nu, ființele alea fabuloase din poveștile copilăriei. Deci, folk-ul e jumătate chitară, jumătate om. Foarte frumos, foarte interesant. Așa cum a sesizat și Luiza Tărângeanu, e o carte care are și un umor foarte fin. Toate paginile vorbim despre o nenorocire, dar o nenorocire pe care inteligența tânără a transformat-o în beneficiu. Și sigur, și niște oameni care au ajutat la asta. Deci, această carte are și umor. De pildă, ei, copiii tineri din internat, numesc departamentul un grup de colegi care, la un moment dat, la toaletă, fiecare în cabina lui, au observat că acolo pot vorbi, că nu îi urmărește nimeni, pot vorbi în voie, că nu sunt urmăriți. Și departamentul avea și presă, avea ziar, și desigur ziarul era New York Times. Da? Și New York Times-ul era, de fapt, suita de bârfe și de critici și de comentarii privitor la ce li se întâmpla lor în câte o zi. Și mai ales în zilele deosebite, foarte amuzant. Sau faptul că pe personajul principal îl cheamă Radu Sergiu Ruba și cele trei inițiale sunt RSR, adică Republica Socialistă România, securistul care mai închetează. Observa asta, că, wow, uite, ai aceleași inițiale ca mândra noastră țară. Păi ar trebui să fii încântat de chestia asta, băi, reselică, băi. Și acest reselică mi s-a părut mie de un umor extraordinar. Că ce să vezi, securiștii aia nu erau proști deloc. Și cu atât mai trist să observe asta și cu atât mai înspăimântător că niște oameni deștepți făceau joc cu mari puteri. Sigur, unii chiar având și bunătate, având și oarece căldură omenească, dar făceau jocul sistemului totuși, să nu uităm asta. Deci foarte amuzant, dar sunt mici secvențe uneori care sunt de-a dreptul încântătoare, aș zice. Eu am ales aici o frază pe care aș considera o caracteristică, o frază în care discursul găunos al comunismului, care s-a revărsat peste tinerețile noastre, care ne-a mutilat tinerețea multora dintre noi, discursul ăsta găunos e ironizat așa, cum să vă spun, cu bunătate, cu finețea omului superior, că ce rost mai are acum să ne otrăvim foarte mult, dar și, desigur, cu subtilitatea celui care manevrează foarte bine cuvintele. Ia ascultați, e o frază din carte în care vorbește despre faptul că el este, în urma anchetei cu securitate, așa, consemnat să nu mai iasă din școală și mi se spune că dacă se îndreaptă, dacă va fi... Sigur, el și ironizează că e undeva pe aici, că ar trebui să
ia să văd dacă găsesc, recuperare, da? Să fie recuperat și să ajungă să treacă prin reintegrare socială și el zice, da, da, când o să fiu la bere cu prietenii mei, o să mă simt reintegrat social. Așa, foarte simt umorul așa. Și această frază în care ironizează după mine discursul găunos al comunismului în integralitatea lui, spune ceva cam așa, citesc. Popul V. Ion, un profesor, în calitatea sa, nu de diriginte, ci de secretar al organizației de partid, m-a convocat din nou și mi-a arătat că, de acum încolo, am voie, dar nu de tot. Am dreptul, dar numai până unde trebuie. Am posibilitatea, știind însă că nu, cu totul, că nu totul e posibil. Am permisiunea, fără să-mi pot permite orice. Am datoria de care trebuie să mă achit, am obligația pe care e musai să o duc la îndeplinire, am capacitatea de a fi la fel de capabil ca atunci când nu eram incapabil și am responsabilitatea de a răspunde de gânduri și fapte în fața organelor care ne protejează, ne veghează și ne salvează. Mi se pare o frază genială, sincer, acum. Adică să vorbești de obligație fără să spui ce, că ce mai conta, că de fapt lucrurile erau clare. Deci, toată educația aia, toate găunoasele fraze, vă aduceți aminte? Nu spuneau nimic. Era un singur adevăr, ăla, că noi trebuia ca proștii să îndurăm și să îngheții ce hotărau dumnealor și cum puneau problema. Deci ce mai e? Era marele zero al perioadei comuniste și fraza mi se pare absolut minunată. Aș recomanda la o altă ediție să o pună pe coperta 4, că e superbă, absolut superbă. Prin urmare, 475 de pagini, se sparie gândul, vorba lui Mirocos, fiind una ca asta, e adevărat. Noi suntem niște oameni presați, grăbiți, apăsați, să știți că 475 de pagini trec foarte repede cu Radu Sergiu Ruba, pentru că scrisul este sprințar și în același timp profund, mare lucru. Să pară așa că se joacă și în realitate să spună adevăruri dure, interesante și să te întoarcă vrei nu vrei către tine însuți, că să te oblige să meditezi asupra propriei tale persoane și propriei tale deveniri. Vă doresc lectură plăcută cu această carte minunată și domnului Ruba sănătate să mai scrie. Că uite așa, începem să prindem gustul și te pomenești o să vrem să citim mai mult. Și să credem că e o carte valoroasă. Eu vă îndemn să credeți în ce scrie ce e scris în aceste pagini. Chiar dacă domnului Ruba, auzindu-l, întrebând a unde Ileana Costânzeană, l-am îndemnat să nu creadă în tot ce scrie. numai așa se cheamă, nu? N-a avut șansa să o întâlnească pe Ileana Costânzeană, dumneavoastră însă, dacă citiți, aveți șansa să îl întâlniți pe Făt Frumos în cartea asta, într-un fel în care va fi revigorant și interesant. Mulțumesc! Acolo publicul este departe, aici publicul este la o distanță de un puls, o bătaie de inimă de fiecare vorbitor. Ceea ce mă impresionează pe mine și, într-adevăr, pot să spun că je suis tout à fait touché la acest lucru, este că autoritățile orașului Ploiești și toate instituțiile cu care noi suntem în relație directă sunt aici și s-au mobilizat pentru această întâlnire. Mă refer nu numai la domnul primar, ci și la directorul bibliotecii și la organizația specializată de CSPC, care se ocupă de experiența noastră existențială a unor anumite persoane, anumite categorii de persoane, cele cu dizabilități. Nu vorbesc de asemenea că nu este cazul, pentru că prezența nu este naturală aici, a domnului Ștefan Radu de la revista culturală Ateneu, o revistă clasică în peisajul publicațiilor culturale din țara noastră.
apoi prieteni iubitori de carte, ceilalți. Cu Luminița Cărlungeanu am o relație foarte specială, pentru că, într-adevăr, cu sfânatul de ei, mărturisind aici această relație, mă rog, e ne-am întâlnit, ne-am cunoscut în ziua, este pentru prima oară când ne-am întâlnit așa față în față, față către față, ne-am și pupat. Dar suntem colegi, pentru că am făcut exact aceleași tip de studii, dumneavoastră engleză-franceză, eu franceză-engleză, exact în perioada în care nu mai există specialitatea principală și secundară în cazul limbilor străine, ci specialitățile A și B. Deci este ca și cum am fi studiat același lucru, și dacă ne uitam mai atent în programe, vedeam mai ales la literatură că erau aceleași ținte. Dumnezeu la Iași, 72-76, eu la București, fiindcă sunt puțin mai mic, 74-78. N-aș fi ajuns la București, cum mă mărturisesc în această carte, dacă n-ar fi fost episodul din 1971. Aș fi rămas la Cluj. Acum, această carte este al patrulea roman al meu, mi-a fost cel mai greu să o scriu, dintre toate romanele. Pentru că aici trebuia să arăt un lucru la care Jorge Luis Borges, care și-a pierdut vederea către 50 de ani totuși, a avut o vedere foarte slabă, însă de pe la 38 de ani, deci îl pândea pierderea vederii, Borges spune un lucru foarte interesant, că lipsa vederii, cecitatea, este un mod de viață ca toate celelalte. Dar este un mod de viață. Modul de viață, de un anumit fel, firește, este diferit de celelalte și la această diferență s-au referit antevorbitoarele mele, Emilia Bochiu și Luminița Cărlungeanu. Acest punct la care se referă Borges spune totul despre specificul existenței nevăzătorilor. Eu aici am venit și cu descrierea acestei instituții a învățătorilor, liceul cu internat din Cluj, și cu modul nostru de relaționare specifică la realitatea din jur. Acum, realitatea pentru noi, fiind elevi de internat, nu era atât de bogată și de diversă ca pentru colegii noștri de la celelalte școli, indiscutabil. Dar existau aceleași ținte, aceleași aspirații, ne gândeam la aceleași lucruri. În experiența noastră de viață, noi știm, nevăzătorii, că există față de persoanele valide o întârziere care este logică de 1-2 ani, probabil. E vorba de maturizare și experiență de viață directă, pentru că trăim în aceste medii și abia mai târziu, deci cam după 20 de ani, experiența se diversifică. Contactele sunt mai numeroase, doar din profesional, de alte tipuri, cu numeroase alte persoane. Și se învață din această experiență directă a relaționării foarte, foarte mult. Ceea ce nu poate fi predat în școală. Poate fi predat, poate fi sugerat, poate să există o informație inițială, dar până nu treci printr-o anumită experiență, e greu să te formezi și mai ales să rezolvi niște dileme în care vrând nevrând ajungi. Experiența aceasta am centrat-o pe evenimentul din 1971, pentru că, într-adevăr, a fost o expresie, acel eveniment, al structurii mele interioare, al rebeliunii care vibra în mine atunci. M-am revoltat foarte tare împotriva tezelor lui Ceaușescu, era vorba de programul de educație socialistă al întregului popor, numit pe scurt tezele din iulie sau tezele din 77-71 de la Mangania. Ceaușescu tocmai se întorsese din China și Coreea de Nord, poposise la Moscova și acolo, în Coreea de Nord, văzuse instrucția aia și instrucția, efectiv, la care era supus întregul popor în fața conducătorului. Asistam pe vremurile acelea și la cântece, în limba română, ale corurilor coreene, cântau fie muzică populară, fie cântece în partidul și guvernul, în fine. Deci, adolescentul din mine, care avea o anumită precocitate, doar din politic și prăl și cultural, dar iubeam literatura la nebunie. S-a revoltat în momentul când robinetul cu informația literară culturală i-a fost închis. Luminița Brăgiu își amintește, ceilalți își amintesc. Toată lumea a fost șocată în 1971 și, în primul rând, colegii mei de la celelalte școli participam la un cenaclu al elevilor, Lucian Blaga, se numea Constantin Cumpleșan, care îl conducea, trăiește și astăzi. Și revolta lor era că nu mai vedeau filmele pe care le văzuseră înainte și care au filme venite din țările occidentale. România se pare că între 1964-71 a fost cea mai liberă țară din Est.
fost experimentul 68 în Cehoslovacia, l-am trăit, am participat, a fost o emoție teribilă. Eu, fiind din Satu Mare, auzeam acolo lumea spunând război pe noi. Pentru că eram la frontieră și țin minte și acum, cum auzeam noaptea o huruitură, un huruit extraordinar. Erau tancuri armate bune trimise pe frontieră. Nu știu cât ar fi rezistat în caz că ar fi atacat Uniunea Sovietică, normal foarte puțin. Dar există un episod din acea perioadă, regret enorm de mult că nu am poze. Soția mea actuală s-a născut în 1968 și socrul meu, în momentul când au venit tancurile să apere țara, a luat copilul în bernă așa și l-a pus pe un tank. Dar nu i-a făcut o poză. Poza aia devenea virală acum pe internet, dacă reușeam să o plasăm, ar fi fost nemaipomenit. În sfârșit, aceasta este experiența. Pe de altă parte, vedeți semnătura indiană. Este datorată faptului că la Europa Liberă se scria sub pseudonim. Iar eu, ca să mă laud de foarte tare și să se audă ce fel de cultură extraordinară la acest corespondent, mi-am complicat teribil acea semnătură, luând-o dintr-o carte de fabule și apologuri. O carte clasică în cultura indiană, Panchatantra, care înseamnă cele cinci cărți ale înțelepciunii. Tantra în limba sanscrită înseamnă foarte multe lucruri. Dar, între altele, cele cinci cărți ale înțelepciunii. A fost un eveniment editorial atunci în România. Cartea a apărut în 1969, trasă de profesorul Teofil Simenski de Reaș. Era unul dintre puținii indianiști pe care aveam în țară. El a mărit întâmplător în 68. În 69 a apărut cartea, s-a transcris în braie, aveam în braie. Eu, ca să scriu acest roman, l-am rugat pe colegul Silviu Manda, profesor de la Cluj, să-mi aducă din nou cartea respectivă, să o recitesc. Mi-a adus aceeași carte din biblioteca aceleași școli, am recitit-o și am scris roman. Aceasta este semnătura indiană, pseudonimul pe care mi l-am ales eu, Vainatea Nanda, însemna bucuria lui Vainatea. Vainatea era pasărea pe spinarea căruia zbura prin cer zeul Vișnu. În panteonul indian al zeilor sunt trei zei importanți, Brahma, creatorul, Vișnu, conservatorul și Shiva, distrugătorul. E bine, acest Vainatea, am aflat eu că Nanda înseamnă bucurie, din notele de subsol ale lui Teofil Simenski, mi-a explicat foarte multe lucruri în cartea aceasta despre semnificațiile în sanscrită. Acesta este motivul, dar eu am pățit-o foarte rău. Mi-a trebuit mult cât să pot dezvălui toate aceste aspecte, pentru că am fost luat și am pierdut. Dacă eu l-aș fi comparat pe Ceaușescu cu Hitler, așa de dreptul că a făcut ce a făcut Hitler, cred că la ora actuală eram praf și pulber pe nu se știe unde. Numai că eu am făcut o altă comparație. A spus că se pare că dictatorii, cum am exprimat eu acolo, au cu toți o tendință artistică. Nero se credea poet, Hitler se credea pictor. Al nostru vrea să devină mare orator. A fost un eveniment foarte ciudat, pentru că cei care m-au anchetat și UTC-ul orașului, etc., n-au dezvăluit textul scrisorii în fața publicului, al colegilor mei. Nu l-au dezvăluit pentru că era mult prea dur, nici ei nu se așteptau la așa ceva. Dar medine m-au luat, fără să știu unde mă duc, m-au închetat într-o trei rânduri odată la școală și de două ori la ei. Eu n-am aflat unde m-am dus. Abia mai târziu, când am dus-o și pe fosta mea colegă Ana Hompot, recent decedată, din păcate, pentru că era prietenă cu Doina Corna, ea mi-a spus că sediul securității din Cluj e în strada Traian numărul 27. Bun, am scăpat cum am scăpat. Între altele, grație inteligenței mamei mele. Mama, care i-a dedicat această carte, a apucat să o citească. Ea a trăit aproape 96 de ani și s-a prăbădit, a trecut la cele vești, nici anul trecut. Avea o vorbă. Dragul meu, m-am născut în același an și m-am căsătorit în același an cu regina Elisabeta Angliei. O să plec din lumea aceasta în același an cu ea. Mama a plecat pe 25 mai și regina pe 8 septembrie. Asta e de aplaudat. A apucat să citească, într-adevăr, cartea. A înțeles-o pentru că a zis de până în ultimul moment. N-a avut probleme. Ce mă, de ce ai spus acolo că te-am bătut? Păi n-a zis că m-ai bătut mama. El că mi-ai tras o palmă. E bine că mi-a zis că era foarte tare. Deci, este o experiență, într-adevăr, de viață, un roman care este autobiografie până într-un anumit punct, dar bineînțeles că de la un anumit punct încolo urmează și ficțiunea, dar ficțiunea este în limitele experienței noastre
de nevăzători în relație cu lumea din jur și în relațiile dintre noi. Deci nu este ceva care să iasă din această determinație, să zic așa, din acest orizont de așteptat. Nu sunt lucruri forțate. Nu toate s-au întâmplat dintre cele care sunt acolo, dar multe s-au întâmplat. Numele sunt cele ale personajelor cunoscute, George Nicolescu, interpretul de muzică ușoară, Vasile Adamescu, Augustin Zegreanu, sunt foarte cunoscuți, și după aceea ceilalți, și de asemenea, scriitorii la care mă refer, pe care am cunoscut, prietenele pe care le-am întâlnit, Cornelia, noi am dat numele întreg, a avut un efect teribil asupra această carte, Trește la Cluj, dar numele profesorilor au fost păstrate, numele directorului bibliotecii din Cluj, Zeno Turdean, de asemenea, care s-a ocupat de noi elevi, Constantin Gurleșan, repet, și prietenul meu, scriitorul Ion Cristofor, care a avut un rol determinant în alimentarea mea cu cărți de poezie și în informarea mea asupra poeziei, pentru că altfel un nevăzător la vremea aceea n-ar fi avut cum să țină legătura cu aparițiile și mai ales cu noutățile materiale de poezie. Astăzi lucrurile sunt mult diferite, o spun pentru cei care nu cunosc fenomenul, există calculatorul cu voce electronică, transformă textul cu voce și această invenție a lui Ray Kurzweil din Statele Unite, omul are 75 de ani, cel mai rău premiu Nobel pentru acest om este ceva care a realizat accesul de plin al nevăzătorilor la textul electronic din calculator. Dar, pornind de la invenția pentru orbe a Ray Kurzweil, s-a construit GPS-ul. Așa cum pornind de la invenția lui Pellegrino Turing pentru fetița oarbă a unor prieteni, s-a construit mașina de dactilografiat, Pellegrino Turing inventat, italian. Așa cum Graham Bell a inventat telefonul pentru că a vrut să construiască un aparat pentru sursi, etc., etc. Iar aceste aparate, iată că toate sunt din sfera comunicării, sunt utile întregii umanități. Ca dovadă că dizabilitatea produce și ea ceva pentru întreaga lume. Și revin acum puțin la carte. Bineînțeles că ceea ce este decisiv în concluziile pe care puteți să le trageți dumneavoastră, este biografia mea. Eu n-aș fi plecat niciodată din Cluj dacă n-ar fi fost această întâmplare. Și am venit în București, așa cum o spun în carte, încercând, la ideea mamei, să-i păcălesc pe securiști, pentru că din relațiile pe care le avea instituția unde lucra ea, și anume Institutul Politehnic din Satul Mare, care ținea de Facultatea din Cluj, de Politehnica din Cluj, era un institut de subingineri, serală, deci de după amiază. Dumnezeu era secretar acolo. Și venea mereu securistul instituției care, uzinelor, unii care finanțau, subvenționau aceste cursuri pentru subingineri și tot întrebau ce au de gând să facă copiii. Eu eram în ultimul an, sora mea în clasa 8-a, etc. Și atunci a dat seama că există un interes în jurul persoanei mele. Și din anumite indiscreții, anumite scăpări, etc., a înțeles că s-ar putea să existe intenția de a se bloca accesul meu în facultate. N-ar fi fost mare lucru, pentru că noi scriam în grai, dictam după aceea sau cineva venea și citea textul, lucrarea, ea era transcrisă vizual, lipită și aruncată între celelalte. Un semn se putea face acolo fără niciun fel de probleme. Indiscreții, pentru că securistul respectiv era maghiar, el credea că mama nu înțelege ungurește, s-a mai scăpat, mama știa ungurește foarte bine. S-au înțeles, au fost niște semne. Și în felul acesta m-am dus eu la București, considerând că o să-mi pierdă urma. Acum, nu eram un personal atât de serios încât să mă urmărească. Dacă ar fi vrut, m-ar fi prins și m-ar fi blocat și la București. Dar scăpând la Cluj, ajung la București, m-au lăsat în pace. În felul acesta ne-am întâlnit la București, cu mine ca vicepreședinte, ca președinte al asociației, responsabil cu foarte multe, iar eu trecând pe la dumneavoastră prin țară. Vă doresc să aveți o lectură cât se poate de plăcută. Cartea se și vinde, ea costă în librărie 55 de lei. Am adus-o aici cu 35 de lei. Am și volumul de poezie Levitația, ce ne este interesat. Tot așa, dau cu reducere, 20 de lei. Sau dacă le v-ați luat în două, împreună 50 de lei. Și iată că am ajuns și la penibila problemă
aceasta comercială, dar ea face parte din viața noastră și foarte mulți, mai ales cei din muzică, spun adevărul, din asta trăim. Eu nu trăiesc chiar din asta. Îi garantez domnului director Ion Stăinie că la inaugurarea întregii biblioteci, la renovare, voi fi aici cu foarte mare plăcere, aceeași pe care am și astăzi. Vă doresc viața fericită! Și să mulțumesc de suflet domnului prieten cu adevărat și din partea filialei Bacău pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, o diplomă de excelență mulțumesc și un buchet de trandafiri al feblețea dumneavoastră. Da. Și dacă îmi permiteți vă și... Undeva frumos. Cum știți dumneavoastră? A fost plăcerea, da? Sunteți invitați. Cine de ore?